Mulțumim foarte mult, doamne profesoare Luminița Bălan, care ne-a redat în românește, de asemenea, într-o traducere strălucită, Baladele usturoiului din Paradis. Am uitat să vă spun că cel care a venit la editura Humanitas Fiction și a insistat să traducem pe moien a fost profesorul Dinu Luca, superba traducere care a și luat premiul Târgului de Carte Gaudeamus în 2012, când am reeditat cartea cu Sorbul Roșu. Ca să intrăm puțin în atmosfera broaștelor, v-am spus, cel mai recent roman al lui Moien, la care a lucrat 10 ani și l-a tot întors pe o parte și pe alta, ajungând să scrie un roman cât se poate de complex, în care, dincolo de realismul halucinant pentru care a primit premiul Nobel, ajunge la niște inovații de structură narrative care îl pun în prima linie a experimentalismului mondial. Moian se confesează în postfață cum s-a gândit să numească mai întâi acest roman și de ce. În vara anului 2002, când m-am pus efectiv pe scrisul acestui roman, titlul de atunci era Pilule de Mormoloc. Acest titlu fusese inspirat de o știre din ziar din anul 1958. Dacă înainte de actul sexual se înghit 14 mormoloci, se poate preveni sarcina. Îi dau cuvântul acum domnului profesor Mungur Zlota.